Da, o victorie foarte importantă. Am suferit pe finalul jocului, ultimele 20 de minute am suferit. Practic ne-am temut să nu primim gol și am pierdut foarte multe mingi. Când intrau în posesia mingii, o să ținem de minge, se creau spații foarte mari, puteam să gestionăm mult mai bine contraatacurile, atacurile rapide. Schimb, n-am făcut-o, dar am suferit. Cei de la Sibiu au avut o ocazie foarte mare, puteau să ne egaleze, dar ăsta este fotbalul. Noi contra Viitorului am avut 14 șuturi pe poartă, Viitorul un șut și am făcut 1-1. Astăzi am suferit ultimele 20 de minute, dar am câștigat. Oricum i-am felicitat pe jucători pentru atitudine, pentru efortul foarte mare care l-au făcut în această după-amiază. Gămană s-a accentat, cât de grav e? Gâman are o problemă, din păcate. A trebuit să schimb chiar înainte de pauză, am mai pierdut încă un moment. Asta a fost situația, sper să nu fie ceva grav și să-l avem pentru meciul următor. Răduț din ce în ce mai bine, pasă de gol meciul trecut, acum și gol și pasă de gol. Devine oarecum sau umple golul lăsat de Budescu în postura de lider al echipei în teren? Nu știu dacă umple golul ăsta de Budescu. Răduț este un jucător valoros. Știam acest lucru. El a avut o perioadă în care a fost accidentat. N-a fost pregătit. De asta a intrat puțin mai târziu în primul 11. Dar pe Mihai Răduț îl cunosc foarte bine. Este un jucător valoros. Noi vedem că el ne poate ajuta foarte mult. Crâpici, al treilea gol consecutiv. Trei meciuri, trei goluri. Luăm în calcul și partida din cupă. Da, am doi atacanți buni și Cârpici și Montini. De fiecare dată, la oricare din ei am apelat din primul minut sau pe parcursul jocului și au făcut treaba. Sunt doi jucători importanți pentru noi. Sper să fie sănătoși în continuare și să ne ajute să marcheze goluri, pentru că de asta sunt la echipa noastră. Spuneți că nu e neapărat obiectivul pe care vi l-ați fixat, play-off-ul, dar cu această victorie sunteți acolo în calcule. Mai sunt 4 meciuri de jucat din sezonul regulat, 5 puncte de diferență, 32 de puncte Astra, 37 Clinceni, ultima echipă din play-off. V-am spus, nu ne gândim la play-off, ne-am fost concentrați pentru jocul de astăzi, am reușit să câștigăm, am spus, 3 puncte foarte importante pentru noi. Acum să ne odihnim, iar de marți încolo să ne gândim la jocul de la Buzău contra celor de la Târgoviște. Iarăși ne așteaptă un joc foarte important, dificil, dar va fi dificil și pentru ei. Întâlnim o echipă foarte bună. Știu ce ne va aștepta la Buzău, deci trebuie să fim concentrați, capacitați cu toții. Va intra și Boicane, care ne-a lipsit astăzi foarte mult. Sper ca toți ceilalți jucători să fie sănătoși, Găman să se refacă și să abordăm meciul cu mare încredere. Victorie foarte importantă. Ne păstrează puțin cu șanse pentru a spera la play-off. Este o victorie meritată, zic eu. Am întâlnit un adversar dificil, un adversar care practică un joc fizic. Cred că ne-am adaptat destul de bine la jocul lor și am reușit să câștigăm în final. Ați început slab meciul, v-au condus încă de la început, dar apoi ați reușit să reveniți. Da, ne-au surprins pe acel contraatac, n-am fost foarte atenți. Important este că am reușit să revenim destul de rapid în prima repriză, iar a doua repriză am marcat la fel un gol rapid, ceea ce ne-a oferit o puțină liniște pentru a pregăti sfârșitul de meci. Tu, omul meciului astăzi, gol și pasă de gol, te simți din ce în ce mai bine? Da, mă simt mai bine din punct de vedere fizic după accidentarea de la meciul cu CFR Cluj. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa să obțină cele 3 puncte. Terminăm o săptămână importantă pentru noi. Am reușit să ne calificăm și în semifinalele cupei. Astăzi o victorie în campionat. Sperăm ca următoarele meciuri să o ținem tot așa, să practicăm un fotbal frumos și să obținem rezultate. Conexiunea cu Cârpici, cum e? Încă o pasă de gol e dat astăzi. Te-am Da, mulțumit? se pare că mă înțeleg bine cu el. E un atacant valoros, un număr 9 clasic. Mă bucur că reușește să înscrie și să ajute echipa. Bună ziua! Cum a fost astăzi victorie care vă aduce mai aproape de play-off, nu? Bună ziua, da. A fost un meci foarte greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, dar e important că am câștigat cele 3 puncte și încă mai sperăm la un loc de play-off, de ce nu? Mai sunt 4 meciuri în joc și
orice se poate întâmpla. Era un meci decisiv, nu? Vă gândeați la acest lucru înainte de începerea partidei? Dacă nu câștigați astăzi, se cam duceau șansele de play-off? Da, până la urmă, până în ultimul moment, eu cred că și în anii trecuți, chiar multe echipe aveau șanse la chiar în ultimul meci la play-off și s-a văzut aceasta. Și noi credem chiar până în ultimul meci că o să avem șanse. Cum a fost jocul de azi? Cum e împotriva celor de la Herman? Așa, o echipă care stă destul de bine din punct de vedere fizic. Da, o echipă foarte bună, organizată, agresivă și eu cred că locul care e în clasament acum e mincinos. Merită să fie mai sus. Cum a fost faza golului pe care l-ai primit? I-au înscris încă de la început un șut foarte bine plasat, chiar dacă nu foarte puternic. Da, da. Asta e puțină șansă și la atacant. Și, dar e important că ne-a revenit și am întors scorul și am câștigat. Asta e până la urmă cea mai important. Tu cum ești din punct de vedere fizic? Ai revenit de curând după o perioadă destul de grea? Da, mă simt foarte bine. Chiar am evoluat într-o săptămână deja 3 meciuri cu cel din cupă. Și încet îmi reintru înapoi în formă, mă bucur că am revenit și mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat să revin cât mai repede. Și te gândești să revii și la echipa națională? Mai e foarte puțin până la săptămâna de meciuri ale echipei naționale, debutul în premierele campionatului mondial. Vreau să iau pas cu pas și cred că sunt oamenii care o să decide pe cine cheamă și eu sper să fiu printre ei, dar... O să vedem.